Putem să începem? Bună ziua, stimați cetățeni ai municipiului Chișinău. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Eu, Zinaida Popa, împreună cu colegul meu Roman Cojocar, consilier în Consiliul Municipal Chișinău, ne propunem astăzi a discuta despre cum orașul nostru drag este lăsat de izbeliște, ceea ce privește construcțiile ilegale. Cu toții vedem clădiri ridicate cu peste 10 de etaje în locuri care nu ar trebui să fie, încălcând normativele în construcție. Un exemplu în acest sens îl avem în spatele nostru, unde este construită o clădire cu multe nivele, alături de o vilă urbană a secolului 20. Cum se întâmplă acest lucru? Foarte simplu și fără nici o mustrare de conștiință, mult mai mult cu încălcarea de legislație și favorizarea dezvoltatorilor imobiliari în pofida interesului cetățeanului și a orașului. Oare nu ați obosit, stimați chișinăuieni, ca peste noapte să vă treziți alături de casa dumneavoastră privată cu un bloc cu multe etaje? Sau lângă oficiul dumneavoastră din centrul capitalei, unde deja nu mai este aer pentru a respira? Sunt sigură că răspunsul la această întrebare este da, cel puțin spus. Acest lucru îmi confirmă plângerile, cererile și chiar lacrimile multora dintre dumneavoastră. Însă noi înțelegem că miza cea mai mare în acest context este centrul orașului Chișinău, unde sunt interese majore financiare, dar totodată unde avem ultimele rămășițe ale patrimoniului construit al acestui oraș frumos și drag sufletului nostru. Este evident că lucrurile au scăpat de sub control și autoritatea publică locală nu mai poate gestiona haosul din domeniul construcțiilor. Un caz recent, reprezentativ, este votarea unui complex de blocuri rezidențiale în zona circului, fără a ține cont de lipsa documentației de urbanism a zonei și fără a ține cont de specificul istoric al acestuia. Dincolo de încălcări vădite a legislației, un CNMI, adică Consiliul Național al Monumentelor Istorice, recent numit ilegal de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu membrii care în trecut au fost autori unor proiecte care au distrus orașul, a votat pozitiv pentru acest complex. Ca să înțelegeți, stimați cetățeni, până acum, mulți ani la rând, multe proiecte dubioase de acest fel, inclusiv acesta, nu a primit avizul acestui organ consultativ în componența precedentă. Conform legislației, toate proiectele ce vizează direct sau indirect patrimoniul sau monumentele istorice sunt obligate să-l primească. Ori, acest Consiliu este deja la a treia ședință, timp în care a reușit să consulte proiecte dubioase care distrug centrul istoric al orașului și încalcă legislația în vigoare. Centrul istoric nu are documentație de urbanism valabilă la acest moment. Iată că foarte curând, în Consiliul Municipal Chișinău, va apărea un proiect de decizie care va fi susținut de o majoritate din Consiliu, care va mima rezolvarea problemei respective de către cei care, de fapt, optează pentru distrugerea patrimoniului nostru municipal și național. Astfel, se vor deschide porțile către doritorii de a construi cum doresc și ce doresc în centrul orașului. Înțelegem că intenția acestui proiect este una de a facilita pe cineva anume și cu siguranță aceasta nu sunt cetățenii din municipiul Chișinău. Cum am putea noi stopa și a nu permite ca dezvoltatorii imobiliari împreună cu unii reprezentanți ai primăriei să distrugă ceea ce de fapt ne reprezintă ca cetățeni ai municipiului Chișinău? Credem în continuare că soluția privind stoparea acestui dezmăț este elaborarea unui plan urbanistic zonal a zonei centrale.
Însă, până la PUZ, mai este multă muncă. Și pentru ca să fie asigurată dezvoltarea urbanistică durabilă a orașului, nu putem să mai permitem și construcția altor imobile care nu se integrează în contextul existent, care nu respectă normativele și care creează o serie de probleme capitalei noastre. Dar dat fiind faptul că ei trăgânează acest proces și nu vor să se ajusteze normelor și prevederilor legislative, cât și să conformeze tuturor criteriilor de elaborare a acesteia, ci caută doar căi ușoare de legiferare a propriilor interese, susținem că la momentul actual este necesar și urgent de instituit moratoriu asupra tuturor construcțiilor din centrul Chișinăului, ca să nu permitem autorităților locale de a elibera acte permisive până nu vom avea documentația care va reglementa zona așa cum scrie cartea. Un exemplu de bună intenție, preocupare civică și politică, în acest sens o putem vedea la vecinii noștri din România, care au avut curaj și voință de a opri haosul de la București și să încerce să găsească soluții viabile pe termen lung, chiar dacă opresc anumite procese temporar. Ce au făcut ei, ne va spune colegul nostru Roman Cojuhari. Bună ziua! În primul rând, primarul de București a constatat și a recunoscut public că ani de zile capitala României a prevalat interesul privat și rețelei de interese în fața interesului public și a repetat de nenumărate rânduri că urbanismul ultimilor ani a fost o obrăznicie. Acesta se datorează faptului că au fost votate planuri urbanistice zonale de sector care nu erau în concordanță cu planul urbanistic general și că rezultat urmau să dispară hectare de spațiu verde care de fapt aveau acest statut în planul urbanistic general și că rezultat urmau să dispară sute de monumente istorice. Totodată, ele nu prevedeau o dezvoltare socioeconomică și de infrastructură armonioasă a zonelor. Din cauza acestui tip de urbanism, bucureștenii de ani de zile stau în trafic. Cartiere întregi nu au școli, grădinițe. Un oraș cu un potențial turistic uriaș e prezentat în reviste drept cea mai urâtă capitală europeană. Sute și zeci de oameni care și-au pus toată agoniseala de o viață într-o casă, s-au trezit cu un bloc lângă fereastra sa. Aceasta ceea ce menționează primarul de București, stimați cetățeni. Dar oare noi nu ne confruntăm cu aceleași probleme? Oare copiii noștri sunt asigurați cu locuri suficiente în școli și grădinițe? Oare nu avem și noi ambutiaje infernale? Dar zone verzi, de agrement, parcuri, avem de ajuns ca să respirăm ușor și aer nepoluat? Dar sunteți la curent care e patrimoniul construit în municipiul Chișinău? Știți care e diferența? La ei s-a ajuns la maturitate politică și s-au depășit orgoliile. Și într-un final, prin votul unei majorități în Consiliu, s-a suspendat documentația de urbanism timp de un an. La noi însă, se vrea distrugerea a puținului istoric care ne-a mai rămas și îmbogățirea unor agenți economici în detrimentul beneficiului cetățeanului. Respectiv, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău vine repetat în Consiliu cu un proiect de decizie cu privire la instituirea interdicției temporare asupra autorizării unor lucrări în nucleul istoric al Chișinăului, care privede sistarea pe o perioadă de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii a tuturor acțiunilor, etapelor de autorizare a lucrărilor de construcție și demolare în perimetrul nucleului istoric al Chișinăului,
care reprezintă obiectivul cu numărul 308 din Registrul Monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat, așa numit nucleu istoric al municipiului Chișinău, amplasat în perimetru străzilor Alexei Matievici, Mihai Viteazu, Ivan Zaichin, Albișoarea, Cheiului, Ismail, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Ciuflea, reprezentantă inclusiv prin trama stradală cu fondul constituit, scoarurile și monumentele păstrate în stare bună. În același timp, Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, în termen de până la un an, din momentul intrării în vigoare a deciziei, va coordona elaborarea, va expune spre dezbateri și va propune Consiliul Municipal spre aprobare un proiect de plan urbanistic zonal centru, care să vizeze nucleul istoric al municipiului Chișinău. Obiectivul numărul 308 din Registrul Monumentelor Republicii Moldova, ocrotite de stat, și care să respecte principiile și regulile internaționale de protecție a patrimoniului cultural și natural. Vă aducem aminte că punctul 4 din decizia numărul 22/40 din 2008 cu privire la aprobarea regulamentului local de urbanism prevede pentru zona centrală istoric regulamentul local de urbanism va intra în vigoare după elaborarea și aprobarea în Consiliul Municipal a planului zonal centru și a schemei complexe a transporturilor. Aceasta încă o dată ne oferă dovadă de a elabora cât de curând planul urbanistic zonal pentru zona centrală. Aceasta încă o dată ne oferă dovadă că astfel de cazuri, precum avem aici, nu pot exista în municipiul Chișinău. Îndemnăm toți reprezentanții din Consiliul Municipal să ne unim eforturile și să protejăm cel mai scump ce avem, istoria orașului, cât și a crea o dezvoltare durabilă și armonioasă în municipiul Chișinău. Vă mulțumim mult! Dacă sunt întrebări, suntem disponibili să răspundem. Mersi. Vă mulțumim mult!